100%. UDMR și minorități. Și am discutat despre un calendar în care vom discuta despre programul de guvernare. Mâine vom începe cu punctele importante pe partea economică și socială și după aceea vom merge mai departe. Sunteți de acord cu majorările de venituri, așa cum susține Partidul Social Democrat, creșterea pensiilor cu 11%, alocațiile să ajungă la 300 de lei, pensia minimă, la fel salariul minim? Sunt de acord cu orice majorare, așa cum am făcut și până acum, pentru că am crescut pensiile și salariile și anul acesta, în funcție de cât ne putem permite. Dacă există surse de finanțare pentru toate aceste programe, bineînțeles că ele se pot face. Dacă nu, vom vedea ce poate să-și permite economia. Pot spune că de impozitare a rămas un subiect de care este de negociat în momentul de față, ce de la PSD susțin că ar dori impozitare progresivă. Cum a rămas acest aspect? Discuțiile pe programul de guvernare încep mâine, dar e adevărat, din partea... De principiu, Partidul Național Liberal a comunicat și aseară care sunt elementele importante pentru noi. Și aici, lăsând la o parte, cotă unică sau alt tip de impozitare, nu vom crește taxe în perioada următoare. Este ceea ce noi susținem foarte ferm. Chiar aseară a spus că vrea rediscutarea acestei cote unice și să se fie reintrodusă impozitarea progresivă. PNL ar susține o astfel de modificare? Nu a fost pusă pe masă rediscutarea. În acest moment am spus foarte clar, noi nu vrem să creștem taxe. Niciun sistem de impozitare care va duce la creșterea taxelor nu va putea să fie adoptat. Reformele din PNRR, domnule Câțu, Partidul Social Democrat vrea să nu fie crescută vârsta de pensionare, să fie eliminată pensionarea anticipată, de asemenea să fie eliminați banii prevăzuți în PNRR pentru consultanță. Cu aceste măsuri sunteți de acord? Ele nu au fost puse pe masă astăzi, nu s-au discutat, se vor discuta poate în viitor, vom vedea ce se poate face. Problema este că la PNRR nu se poate modifica nimic o perioadă foarte lungă de timp. Deci acolo putem să discutăm, dar nu se poate face nimic în același moment. Se poate rediscuta la nivelul PNRR, se poate rediscuta modul de alocare a acestor fonduri către potențialii beneficiari? Deci PNRR a fost aprobat într-o formă, nu se poate rediscuta în acest moment. Domnule premier, ați agreat cine ar putea prelua prima dată, pentru că vorbim despre o rotație, așa cum spuneați, această funcție? Nu am discutat despre ministere sau despre funcția de premier, am discutat despre programul de guvernare și un calendar pentru ziua următoare, încercând să avem cât mai repede un guvern stabil. Este posibilă extinderea numărului de ministere în acest moment? Este posibilă mărirea numărului? Este o discuție pentru extinderea numărului de ministere. Maxim 20. Și socialdemocrații spun că vor mai multe ministere, având în vedere că au mai mulți parlamentari. În punctele dumneavoastră vreți paritate. Până la urmă... Când vom ajunge la modul în care se vor împărți ministere, vom discuta. În acest moment doar am discutat de posibilitatea de a crește numărul de ministere la 20. Cine va fi paritate să aibă mai multe ministere decât PNL? Când vom ajunge la... vom vedea în funcție și de ministere, că de multe ori este o discuție. Și cine are premierul poate să aibă și altfel mai puține ministere și așa mai departe. Se poate discuta. UDMR-ul rămâne cu cele trei portofolii? Cred că da. A fost o întrebăritor, domnule... A fost o discuție bună. Unele persoane au făcut pe care au spus că ați votat pentru alianța cu PSD-ul, alții că nu ați votat, dar că votul dumneavoastră a fost numărat la voturi pentru. Cum ați votat, de fapt? Partidul a luat o decizie aseară, nu eu iau o decizie, partidul a luat o decizie. Dacă a votat pentru începerea și eu vă răspund că a fost... Aseară s-a luat o decizie în Partidul Național Liberal. A fost luat o decizie în Partidul Național Liberal pentru a începe negocierile cu Partidul Social Democrat. Despre asta este vorba. Cum a votat membru și președinte PNL? Cum a votat Florin Câțu aseară? Florin Câțu este cel care a inițiat și a pus pe masă să începem negocierile cu Partidul Social Democrat pentru a duce la același nivel. Am avut discuții înainte cu USR și acum avem cu Partidul Social Democrat. Dar de principiu gata cu USR, da? Putem să tragem această concluzie și după ce a spus domnul Cioloș? După ce a spus domnul Cioloș, cred că da. Ne puteți spune ce bază? În ce bază alegi? Nu știu dumneavoastră o USR-ul?